sugerez tuturor cetățenilor care au neclarități să se adreseze. Colegii mei stau la dispoziție să ofere explicații, să înregistreze orice reclamație, să facem diligent, să reexaminăm mult mai detaliat toate sursele de venit care sunt. Ele vor fi prezentate cetățenilor și dacă noi constatăm că există o eroare, categoria de vulnerabilitate va fi rectificată și persoana, gospodăria în cauză, va primi toate compensațiile necesare din urmă. Deci, încă o dată, noi avem angajamentul ferm față de cetățenii Republicii Moldova să îi ajutăm să depășească cu bine această iarnă și ceea ce noi doar solicităm este un pic de răbdare și înțelegere și echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este alături, este deschisă și va administra toate solicitările, toate solicitările. Deci noi până la moment, încă o dată repet, noi am administrat peste 56.000 de apeluri telefonice, peste 36. Deci noi suntem gata și suntem pregătiți să ajutăm fiecare familie, orice întrebare, orice neclaritate. Deci este un sistem pro-cetățeni. Înscrierea în sistem durează relativ foarte ușor. Da. Toată munca de verificare este făcută de către noi. Noi am construit acest proces ca cetățenii să poată să ne apeleze, să depună plângeri. Noi am introdus mai multă transparență, să explicăm, să oferim aceste cifre, de aceea și avem foarte multe neclarități, dar eu sunt sigur, cu răbdare, cu solidaritate, noi să clarificăm caz cu caz și fiecare cetățean va fi ajutat. Ca să clarificăm... ajutat.